asta, spuneam că bănuiesc așa că ați avut lucruri deosebite pentru că am auzit discutând între voi. Și pentru mine am crezut un lucru deosebit când, uitându-mă pe internet, am văzut o postare de un coleg de muncă. Și zic, wow, colegul meu a postat un material creștin, în colegi, plic de tatuaje și așa, m-am uit, am fost primit. Și m-am uitat să văd ce materialul ăsta creștin. Era un preot, nu știu de ce, de denominațiune, probabil catolic, și stătea la masă, peste un birou, așa, discuta cu un om și zice, imaginează-ți tu să ajungi în cer, să stai de vorbă cu Dumnezeu Tatăl. Ce ai vorbit cu el? Ce ai discutat cu el? Și foarte serios sunt. Zice, păi, ce aș putea să vorbesc cu Dumnezeu? Aș vorbi ceea ce am vorbit, cred că oricine. Cancerosos la copii? Serios, Doamne? Cancerosos la copii? M-am uitat foarte puțin și am închis. Am urmit. Am crezut că colegul meu a primit spre Dumnezeu și poate că a avut un motiv de mulțumire. Se pare că acest om nu avea motive de mulțumire. Avea doar acuze la adresa lui Dumnezeu. De ce durere? De ce toate astea? Întrebări legitime de altfel. Trebuie într-o lume în care suntem înconjurați de durere, de suferință, de boală, de ură, de toate cele care se mai. Deci a fost săptămâna mea deosebită pentru că am citit și Isaia capitolul 53. Un capitol din Scriptură care mi-a dat de furcă de când am devenit creștin. Și aș vrea să parcurge câteva versete doar din capitolul 53 din Isaia. Și aș vrea să vă citesc primul dintre ele. Versetul 3. Care spune așa, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai față de el. Două probleme ne-a ridicat versetul ăsta. În primul rând, ce putem observa din versetul 3 din Isaia 53, este că mai suferea cineva. Vreau să vă întreb Dumnezeu, crezi că Dumnezeu a inventat durerea și suferința? Știm aici despre Domnul Iisus, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii. Și obișnuit cu suferința. Problema numărul unu pe care mi-a ridicat acest text de când am devenit creștin, acum 5 ani. Cum se poate ca Fiul lui Dumnezeu să fie un om al durerii și obișnuit cu suferința? Și problema numărul doi, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de el. Și am stat și m-am gândit, oare Iisus să fi fost urât la chit? Pare chiar a făcut Dumnezeu lucrul ăsta, l-a născut pe Fiul Său în lume să fie. Și am stat și m-am gândit, știți, toți oamenii se gândesc, cum arată Dumnezeu? Oare cum arăta Iisus? Stai și m-am gândit, oare cum arăta Iisus? Probabil avea părul greț, nu știu. Barbă. Barbă știm că avea. Purtau bărbații. Cred că nu era alb la ten, pentru că clima de acolo. Nu știu, m-am gândit așa. Și am avut o problemă cu asta. Disprețuit că ți întorceai față de el. Și am zis, da, cu siguranță așa e, da. Era, cred că era o problemă. Dumnezeu n-a vrut să fie Iisus carismatic, așa frumos, plăcut de oameni. Cred că de asta. Acum am mai trecut puțin prin Scriptură și am văzut un capitol mai devreme, în versetul 13, Isaia 52, ne spune așa, după cum pentru mulți a fost o pricină de groază. Atât de schimonosită era fața, așa de mult se deosebea înfățeșarea lui de fiul oamenilor. Atât de schimonosită. Vezi, fața mea acum mai puțin schimonosită. Atât era schimonosită fața. Și am zis, oare de ce? Oare de ce? Și vreau să mai parcurgem puțin Isaia 53. Oare de ce? Pentru că el suferințele noastre l-a purtat și durerile noastre a luat asupra lui. Era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. De ce suferea Domnul Iisus? De ce era un om al durerii obișnuit cu suferință? Chiar după ce face prima minune din Cana, vedem ce ne spune textul din Ioan, capitolul 2, versetele 13 la 17. Ne spune așa. Era Paștele iudeilor, erau aproape și Iisus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau oi și porumbei și pe schimbători de bani și sunt jos. Nu pare nimic deosebit, așa e? Sau se pare ceva deosebit aici? Vreau să le citesc puțin. În templu a găsit pe cei ce vindeau oi și porumbei și schimbători. Oare cum ar fi dacă acum dimineața în Biserica Bethesda s-ar muta aici piața din Decebal, târgul auto din Livezile și toată lumea ar striga, cât dai, care dă mai mulți? Cred că ne-am supărat pe ei și am poftit să iasă afară. Nu știu dacă i-am poftit, nu știu cum am reacționat. Vreau să merg mai departe cu textul. Ce face Iisus? A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu, împreună cu voi
Dumnezeu și voi, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de ei și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Pare extrem. Domnul Iisus face ștreangul și zvonește foarte acolo. Și vedem motivul de ce. Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Și ne spune aici că ucenicii lui și-au adus aminte că este scris râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. De ce s-a supărat Iisus? De ce era om al durerii și obișnuit cu suferința? Și poate am zice că e normal să fie Iisus așa, să simt așa Iisus, să mănânce râvna pentru casa tatălui său, că era Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ cu o misiune, a venit pe pământ să facă felul lui Dumnezeu. Vreau să mă întreb, noi pentru ce suferim? Pentru ce suferim în dimineața asta, dacă am venit cu suferința aici, care e suferința noastră? Știm că Iisus era normal să suferă așa. Pentru noi ar fi normal să suferim pentru lucruri asemănătoare. Tot privind spre Scriptură, mă uit la Sfântul Apostol Pavel. Care în Filipeni 3 cu 18 spune, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmașa crucii lui Hristos. Plângând. Scrie Pavel lucrurile astea. Îi durea pentru că atâția oameni erau vrăjmași ai crucii lui Hristos. În Coloseni 1:24 spune, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica, care n-a suferit Hristos îndeajuns. Lui Pavel se rupea inima pentru oamenii care erau idolatri, care se plăceau în păcat, care se îndreptau spre moarte veșnică. Suferea pentru Hristos. Vreau să-i invit în față echipa de închinare. Și cum ei se pregătesc să cânte, să ne pregătim și noi inimile, să stăm în închinare înainte lui Dumnezeu. Pentru că toate astea s-au întâmplat în săptămâna care mi-a trecut pe dinainte și am văzut oameni care n-au motive de mulțumire, ci au doar acuze pentru Dumnezeu, pentru durerea și suferința lor. Vreau să vă spun și vestea bună pe care ne prezintă Pavel în Romani. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ioan 3:16 spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiul. Și atunci ce face Fiul lui Dumnezeu pentru cei pe care Dumnezeu îl iubește? Haideți să vedem Matei 8, două versete o să citesc. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit. Precis, prin prorocul Isaia, pe care citeam, care zice, El a luat asupra lui neputințele noastre și a luat bolile noastre. Vreau să repet întrebarea, noi pentru ce suferim dacă suferim? Pentru ce suferim dacă suferim? N-am cunoscut dragostea lui prin aceea că și-a dat viața pentru noi. Ziceam că astăzi, pentru noi este sărbătoare a mulțumirii pentru Biserica Bethesda. Pentru ce vrei să-i mulțumești lui Dumnezeu? Aș vrea să începem cât în dimineața asta. Și aș vrea să stăm cu toți ridicați înaintea Lui și să ne gândim noi pentru ce avem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Poate avem și noi motive pentru care suferim. Să nu ne găsim că suferim pentru ce nu avem, pentru ce ne lipsește, pentru bunuri materiale. Pentru ce suferi și pentru ce ai să-i mulțumești lui Dumnezeu? Haideți să începem închinarea dimineața asta, cu vinul meu lucrurile astea. Și cred că se cade să dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Thank you.
Jesus.
verset, versetul 10, care spune așa: după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș. Când am venit la biserică și am intrat, cineva mi-a zis, am văzut așa îmbrăcat, vorbește ceva în față. Și am zis, da, vorbesc, sunt cămaș, vorbesc ceva în față. Și știi ce m-am gândit? M-am gândit că trebuia să vin și cu cămașă neagră, nu numai cu pantaloni și pantofi negri. Așa, simbol de, știu eu, de doliu poate, de moarte. Am murit. N-am murit și am rămas mort, ci am murit. Și partea de sus e în alb, care semnifică viața. Și aș vrea să mă citesc puțin din Apostolul Pavel, din Romani, capitolul 6, care spune așa: acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos. Noi am murit față de păcat, însă Hristos a murit pentru păcatele noastre. Și nașterea din nou înseamnă viață. O viață nouă împreună cu El. Ce înseamnă viața prin Iisus Hristos? Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Și dacă suntem al lui Dumnezeu, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Pentru că El, spune Apostol Pavel Corintenilor, a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. De ce? Pentru că El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui, spune Petru, ați fost vindecați. Noi, acea sămânță de urmaș, față de care s-a arătat un har nespus de mare, să ne punem toată încrederea în stânca mântuirii noastre. Amin.
Thank you.
verset pe care aș vrea să vi-l transmit din Isaia 53, versetul 11, care spune așa: robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor. Wow! Va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Să-ți spună Dumnezeu că ești om după inima lui, cum mi-a spus lui David, ce lucru extraordinar. S-ar putea să fie și cealaltă stare să nu fii după voia lui Dumnezeu. Și care poate fi aia decât una în care ceva te desparte de Dumnezeu, să nu faci voia lui? Păcatul. Dar Petru ne spune, a doua epistole, primul capitol, versetul 3, că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cum? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. L-ai cunoscut tu pe Hristos? L-ai cunoscut puterea lui? Când le scrie Tesalonicenilor, ne spune niște lucruri, Pavel, și ne spune și nouă, astăzi, iată, la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Putem cuprinde oare lucrurile astea, să căpătăm slava Domnului nostru Iisus Hristos? Cum? Bineînțeles, dacă El ne pune într-o stare după voia lui Dumnezeu și în mod practic, spune Pavel, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mânghiere veșnică și o pună nădejde să vă mânghie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. De ce? Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și a dat pe singurul Său Fiu pentru cel ce crede să nu piară, ci să aibă viață. Nu doar aici pe pământ, ci să aibă o viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât prin Fiul a suferit totul. Ce mai suferi? Aș vrea să-l mai citez încă o dată pe Apostolul Pavel și să vă spun, fraților, noi am fost chemați la libertate. Să nu facem din asta o pricină de păcătuire, să fim slobozi în Iisus Hristos. Astăzi, într-o zi, când vom lua împreună cină, să ne ducem aminte de marea dragoste lui Dumnezeu pentru noi. Să fim uimiți, cuprinși de asta. Și să iubim și noi pe Dumnezeu. Glorie Lui. Cândva în cerul un cântec de laudă, când aspru păcatul domnea pe pământ, Iisus din slavă, umil se coboară, se poartă cu omul viața de chin. Logosul veșnic, în trupul de carne, lumină și
mergând înapoi pe firul istoriei mântuirii noastre, am putea pune multe întrebări la care să avem un răspuns. Să avem răspunsuri parțiale, dar dacă vrem să avem răspunsul final, să mergem tot mai în spate, tot mai în spate, până vom ajunge, unde credeți? În Geneza vom ajunge într-un final cu întrebările de genul acesta. Probabil că ne-am întrebat de ce a trebuit să moară Hristos pentru noi, citind Evangheliile, nu? Iar răspunsul ar fi simplu, pentru că eram păcătoși, nu? De-aia a trebuit să moară Hristos. Dar din nou este un dar și un dar de ce și un dar de ce, care ne duce tot mai în spate, să vedem de ce suntem păcătoși și ajungem din nou în Geneza, ca să explicăm Evanghelia. Geneza nu este doar o povestire despre începuturi, ci o Evanghelie, o veste bună. O veste bună că lucrurile nu se vor sfârși la poarta Edenului, în fața săbilor învăpăiate ale acelor heruvim pe care i-a pus Dumnezeu acolo când l-a alungat pe om din Eden. Salvarea lui Noe, chemarea lui Avraam, purtarea de grijă față de Iosif în Egipt, sunt indiciile că Dumnezeu nu dorea ca istoria umană să fie o privire disperată spre Edenul pierdut. Nu dorea Dumnezeu asta. Și atunci s-a coborât la oameni ca Noe, Avraam, Iosif, ci dorea ca privirile noastre să fie îndreptate spre țara făgăduinței, la momentul acela pentru evrei spre Canaan și mai departe împărăția lui Dumnezeu. Vom spune cum vedeau oamenii de atunci așa, vedeau oamenii de atunci mântuirea pe care Dumnezeu avea să o aducă în viitor, cu siguranță da. Avraam a înțeles asta și autorul epistolei către evrei ne spune, inspirat de Dumnezeu, în Evrei 11 cu 8, prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce. V-ați duce așa? Trebuie să spună. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el a aceleiași făgăduințe. Și ascultați ce spune Evrei 11 cu 10, căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Asta aștepta Avraam. Geneza este începutul Evangheliei, iar finalul ei, atâta cât ne-a fost descoperit nouă de Dumnezeu, îl găsim în cartea Apocalipsei. Acolo se încheie de fapt Geneza, până acolo nu este încheiată, până acolo vedem doar ceva început și neterminat. Geneza își va găsi împlinirea atunci când capul șarpelui, adică Satan, va fi zdrobit definitiv de sămânța femeii, așa cum am văzut mai devreme, și când omul va redobândi accesul la pomul vieții, unde este pomul vieții din Eden, atunci se va încheia, atunci se va putea închide acea filă a mântuirii, a istoriei mântuirii noastre. Apocalipsa 20 cu 10 în jos spune: și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Acolo se încheie zdrobirea capului șarpelui, pe care Dumnezeu o promite încă din capitolul 3 din Geneza, așa cum vom vedea în întâlnirea viitoare. Apoi în Apocalipsa 22, de la versetul 1 în jos, spune: și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. Ioan vede finalul istoriei acolo la tronul lui Dumnezeu. Și în 22 cu 2, în mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. În Eden Dumnezeu a rostit: blestemat ești tu, îi spune șarpelui, și blestemat ești tu, omule, și blestemat este pământul din pricina ta. Spune: nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îi vor sluji. Acolo se va închide ultima filă a Evangheliei mântuirii noastre. Acolo se va termina ceea ce începe în Geneza. De ce Evanghelia după Geneza? Un alt răspuns. Într-un anumit sens am putea spune că personajul principal al cărții Geneza, și fără exagerare, este Iisus Hristos, prefigurat prin sămânța femeii.
Evanghelia mântuirii noastre începe în Eden, acolo unde Dumnezeu a promis, așa cum am zis, zdrobirea șarpelui, capului șarpelui, de către sămânța femeii și eliberarea omului de sub blestemul păcatului. În Geneza 3:15 vom vedea data viitoare, Dumnezeu îi spune șarpelui, vrăjmășie, lui Satan, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Dumnezeu reiterează această promisiune a venirii seminței femeii de-a lungul Genezei și apoi de-a lungul istoriei biblice și îi vedem împlinirea apoi în Iisus Hristos. Avram, după episodul cu jertfirea lui Isaac, dacă ne uităm, îi spune Dumnezeu în Geneza 22:18, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Au fost binecuvântate în vremea lui Avram toate națiunile, toate neamurile pământului? În niciun caz. Știm când au fost binecuvântate. Dumnezeu îi spune apoi lui David în 1 Cronici 17:11-14, ascultați ce îi spune: când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și voi întări domnia, el îmi va zidi o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu, și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta, îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie. Vorbea evident despre Hristos și nu despre fiul lui fizic, Solomon, privind peste viacuri. Apocalipsa ne confirmă lucrul acesta și spune în Apocalipsa 22:16, spune: eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, îi spune Dumnezeu, Domnul Iisus lui Ioan acolo în insula Patmos, luceafărul strălucitor de dimineață. Despre asta vorbește Geneza. Despre asta vorbește Geneza. Pavel ne spune explicit că promisiunea din Geneza era pentru sămânța lui Avram, adică pentru Hristos. Și în Galateni 3:16 Pavel spune: acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Astfel, textul Genezei nu trebuie privit ca o poveste despre începuturi, și ne vedem începutul istoriei mântuirii noastre prin Iisus Hristos. De aceea, Evanghelia după Geneza. Dacă aruncăm o privire de ansamblu asupra cărții Geneza, înainte de a intra în primele două capitole, putem spune cu siguranță că narațiunea Genezei este despre Dumnezeu, despre cine este El, despre ce a făcut El. Atunci când studiem o narațiune, așa cum este Geneza și altele ale Bibliei, trebuie să privim la diferitele niveluri ale narațiunii, ale povestirii. Există în ea o narațiune imediată, există o narațiune centrală și există o narațiune ultimă, de nivel superior. Desigur, Geneza vorbește la nivelul imediat despre Adam, nu? Despre Noe, despre Isaac, despre Iacob, despre Iosif. Dacă citim așa, vedem o mulțime de personaje și de povestiri despre ei. Apoi, dacă ne uităm un pic de mai sus, la nivelul central al narațiunii, vedem că că în Geneza se vorbește despre creație, despre cădere, despre răscumpărare și așa mai departe, unde includem deja acele mici narațiuni individuale. Dar, de fapt, narațiunea ultimă, dacă ne uităm în ansamblu la Geneza, narațiunea ultimă este despre Dumnezeu. La început, Dumnezeu, așa începe Geneza. Dumnezeu creează toate lucrurile, apoi Dumnezeu îl creează pe om, Dumnezeu se odihnește instituind sabatul, nu? Dumnezeu îl cheamă pe Noe, Dumnezeu îl cheamă pe Avram, iar dacă ne uităm la final, Iosif recunoaște că rolul lor ca oameni a fost unul mic într-un plan măreț făcut de, cine credeți, de același Dumnezeu. Geneza este despre Dumnezeu. Iosif le spune fraților săi: acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Nu i-am făcut ceva, eu am fost o piesă în planul măreț al lui Dumnezeu, de ducere mai departe a planului de mântuire, de restaurare a omenirii, promis lui Avram, promis mai devreme acolo în Eden și care se va împlini cândva în Hristos. Cum? Prin faptul că Dumnezeu ne-a salvat, ne-a făcut o națiune din care se va naște Hristos, care va mântui pe toate neamurile, care va face ca
toate națiunile pământului să fie binecuvântate în sămânța lui Avram, părintele nostru, putea să spună Iosif la momentul acela. Privind Geneza, vedem o mulțime de personaje și întâmplări, dar dacă ne ridicăm deasupra lor, așa cum am zis, vedem că Geneza ne spune cine este Dumnezeu, ce a făcut El și care este relația Lui cu omul, tipar pe care îl vom găsi în toată istoria biblică și în toată istoria noastră, modul în care Dumnezeu se raportează la oameni. Mai probabil, Geneza a fost scrisă de Moise în cei 40 de ani cât au călătorit prin pustie. Iar scopul ei nu putea fi altul decât să-L prezinte pe Dumnezeu, pe Iahve, pe Cel pe care ei erau chemați să-L asculte și să-L urmeze, nu? Cine este El, modul în care au ajuns să-I cunoască pe El, Adam, noi, Avram, Iosif, sunt doar verigi, cu un rol, desigur, extrem de important, așa cum suntem și noi, așa cum și rolul nostru este extrem de important în planul lui Dumnezeu, dar suntem verigi în acel plan al lui Dumnezeu, în acea povestire măreață despre Dumnezeu și planul Lui de mântuire al omenirii. Haideți să ne apropiem de primele două capitole din Geneza, să coborâm un pic la nivelul narațiunii imediate din Geneza 1 și 2. Și aș vrea să citesc primul capitol, îl voi citi doar, nădăjduiesc că ați citit deja și oricum ați citit, cred că de multe ori este prime capitole, pentru că în general la început de an ne propunem să citim Biblia și nu știu, dar trecem probabil mai departe de capitolul 2, nădăjduiesc, așa că probabil că mulți ați citit de multe ori Geneza 1 și 2. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul lui și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului care să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului, pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și care mișună în ape, după soiurile lor, pasăre naripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune, Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se mulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea
noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are rod în el cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor câmpului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, i-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau, cum credeți? Nu bun. Foarte bun, spune Dumnezeu. Foarte bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a șasea și apoi a urmat sabatul. Oare ce ne transmit primele două capitole din Geneza? Aș vrea să ne uităm, desigur, foarte în mare, desigur, nu stăruim foarte mult asupra fiecărui aspect și nu vom vedea toate aspectele, decât cele mai importante pe care aș vrea să le abordăm. Ce ne transmit primele două capitole din Geneza? Dar înainte de asta aș vrea să vedem ce nu ne transmit primele două capitole din Geneza. Pierdem mult timp căutând lucruri care nu sunt în Geneza, care nu le vom găsi niciodată în cartea Genezei. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri pe care nu le vom găsi în cartea Geneza și despre care nu vă voi spune prea multe. Da, o să lăsăm la grupe timp să discutăm și abia aștept să discutăm lucrurile astea, să ne dăm cu părerea, să venim cu teorii și așa mai departe, e ok, dar vreau să vă spun lucrurile care nu ni le spune Geneza 1 și 2 și pe care nu le vom putea argumenta foarte mult de aici. Geneza 1 și 2 nu ne spune cum a creat Dumnezeu lumea și vei spune, cum nu ne spune? Singurul răspuns revelat în Geneza este prin cuvântul lui. Ceea ce a declanșat acest cuvânt și cum au decurs procesele din punct de vedere fizic, chimic și așa mai departe, dacă a fost un Big Bang sau nu, nu ni le spune Geneza 1 cu 1. Aici știința are cuvântul și pe măsură ce avansăm, descoperim bucată cu bucată puzzle-ul pe care Dumnezeu l-a creat. Geneza 1 ne spune cine a declanșat aceste procese. Apoi, un alt lucru pe care nu ne-l spune Geneza este care este distanța în timp, dacă putem vorbi de timp la acel moment, între Geneza 1 cu 2 și Geneza 1 cu 3. Cât timp pământul era pustiu și gol, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, până ce Dumnezeu a zis să fie lumină. Geneza 1 nu ne spune lucrul acesta și ar putea avea legătură cu controversata vârstă a pământului. Care este semnificația unei zile, a unei seri și a unei dimineți din Geneza? Sunt ele identice cu ceea ce numim noi astăzi zi, delimitate de o rotație completă a pământului în jurul axei sale? Un lucru de remarcat aici, că Geneza 1 vorbește de zi chiar înainte de zi, seară și dimineață, chiar înainte de apariția soarelui. Nu prea știu în jurul a ce se învârtea pământul la momentul respectiv. Deci nu putem ști și Geneza 1 nu ne spune, nu ne spune că nu este așa, nu ne spune că o zi despre care vorbește acolo nu este o zi fizică pe care o experimentăm și noi astăzi într-o rotație completă a pământului, dar nici nu ne spune că ar fi așa. Apoi, ce nu ne mai spune Geneza, care este distanța în timp între fiecare dintre cele șapte zile de creație prezentate în Geneza? Sunt ele zile succesive, cum le cunoaștem astăzi, sau sunt zile care preced perioade nedefinite de procese de creație declanșate de cuvântul lui Dumnezeu? Nu vreau să spun că este așa. Geneza 1 nu ne spune lucrul acesta și nu vom putea găsi în Geneza lucrul acesta. De unde venea lumina înainte de ziua a patra, când au fost create astrele? Din nou, o întrebare la care Geneza nu ne dă un răspuns.
Sunt multe alte întrebări la care nu răspunde Geneza și nu vom putea găsi răspuns aici. Și cu siguranță nu este o scăpare a autorului lucrul acesta. Dumnezeu a vorbit prin cuvântul lui scris, prin Biblie, iar această vorbire a lui Dumnezeu este într-un context istoric, geografic, cultural, literar. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a vorbit în Geneza pe limba oamenilor. A vorbit pe limba oamenilor. Dumnezeu a vorbit ca să facă înțeles celor cărora le-a vorbit, mesajul lui fiind pentru ei. Și dacă vom înțelege care este mesajul Genezei, vom înțelege și de ce Dumnezeu nu transmite alte informații în Geneza, pe care ne-am dori, curiozitatea noastră și-ar dori întotdeauna să le știe, nu? Astăzi Dumnezeu ne dă harul să descoperim pas cu pas minunile creației Lui și în parte să dezlușim modul în care El a gândit universul nostru, prin ceea ce, desigur, știința, oamenii de știință descoperă pas cu pas și s-ar putea să avem surprize enorme în viitor. S-ar putea să ajungem la acel moment despre care Apostolul Pavel spune în Filipeni: orice genunchi se va plica și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Nu știu dacă va fi fața aceasta sau va fi doar acolo în cer când vom ajunge și vom vedea că în multe privințe am înțeles, în multe ne-am înșelat și vom spune: da, Doamne, Tu ai avut dreptate. Domnul să ne ajute să descoperim mai repede lucrul ăsta și să ne minunăm de modul minunat în care Dumnezeu a creat tot ceea ce există. Ce ne spune Geneza, capitolele 1 și 2? Haideți să vedem acum dacă am văzut ce nu ne spune. Și primul lucru, veți spune, sunt lucruri simple, am știut asta. Nu vreau să vă spun astăzi nimic nou și din ce, tot ce vă voi spune astăzi știți cu siguranță și 99% din oamenii de pe planeta asta știu, dar sunt lucruri pe care trebuie să ni le spunem mereu și să ne definim, să ne redefinim mereu aceste lucruri. Geneza 1 ne spune că Dumnezeu există. Și Geneza 1 cu 1 începe cu expresia: la început Dumnezeu. La început Dumnezeu. Povestirile și basmele, suntem obișnuiți cu ele de mici, așa, încep cu: a fost odată un împărat, să zicem, nu? Moise pleacă de la premisa că împăratul exista pur și simplu, veșnic, nu doar a fost odată, nu? Și ne spune direct ce a făcut împăratul la începutul istoriei noastre, nu la începutul istoriei lui. Geneza 1 ne spune că la început a fost Dumnezeu. Înainte ca Moise să scrie Geneza, Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise și i-a spus cine este el. Și dacă Dumnezeu nu i s-ar fi descoperit în modul acesta, poate că ar fi început altfel Geneza. Dar Dumnezeu i-a spus lui Moise atunci când el îi spune, Moise în Exod capitolul 3 de la 13 la 14 îi spune, Moise a zis lui Dumnezeu: iată că mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui. Ce le voi răspunde, spune Moise, Doamne? Cum să mă duc așa? Ce le voi spune? Dumnezeu părinților voștri. Dumnezeu a zis lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei spune copiilor lui Israel, chiar dacă nu vine să spui așa, cel ce se numește eu sunt, eu exist, cu alte cuvinte, m-a trimis la voi. Dumnezeu îi spune că este cel ce este, adică cel ce există prin sine însuși. Astfel că Moise începe Geneza fără să-i facă o prezentare a lui Dumnezeu. A fost odată Dumnezeu, nu? El nu aduce dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Asta ne însemnând că pe parcursul Genezei și a întregii Biblii nu avem aceste dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Psalmul 19 cu 1, autorul spune atât de frumos: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea inimilor lui. Toată creația strigă la unison: există Dumnezeu, spune autorul aici. Există Dumnezeu. Asta e ce ne spune Geneza 1 cu 1. La început, Dumnezeu. Ceea ce este important de văzut aici este că istoria începe cu Dumnezeu, nu cu noi. Geneza 1 ne spune, la început, Dumnezeu. Ceea ce ne sugerează că și noi, scopul nostru, viitorul nostru, are de-a face cu scopurile Lui, nu cu ale noastre. Vom reveni la acest lucru. Romani 11 cu 36 spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, toate lucrurile
au fost create de cine? De Dumnezeu. A Lui să fie slava în veci. Amin. Un corolar important la subiectul ăsta al existenței lui Dumnezeu, peste care n-aș vrea să trecem și aș vrea să-l observăm, pentru că este pregnant aici în Geneza capitolul 1, este Trinitatea revelată în creație. Dumnezeu ne spune Geneza 1, ne transmite Geneza 1, este o părtășie sau o trinitate, cum spunem noi. Adică ni s-a revelat în mai multe persoane, în trei persoane. Prima persoană care apare în Geneza 1 este Dumnezeu Tatăl, ne spune la început Dumnezeu. La început Dumnezeu. Apoi, surpriză, dacă ne uităm în Geneza 1:26, apoi Dumnezeu ne spune acolo, a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu vorbește la plural în Geneza 1. Să facem după chipul nostru, după asemănarea noastră. În Geneza 1:2 ne spune că pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și ceva se plimba pe deasupra, ceva definit, ceva ce nu era același cu, neapărat identic cu ceea ce ne spune în primul verset, spune Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Vedem imediat o a doua persoană a Trinității și anume Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sau a treia, așa cum o numim noi, în ordinea care o facem noi, dar nu cred că există ordine în dumnezeire. Apoi, deși nu este prezentat cu numele, deși nu spune explicit numele, Apostolul Ioan ne ajută să înțelegem lucrul acesta și el identifică cuvântul creator al lui Dumnezeu din Geneza capitolul 1 cu Logosul sau cu Iisus Hristos, spunându-ne că toate au fost făcute prin el. Dacă citim Geneza 1, ne spune Dumnezeu a zis, prin cuvânt au fost făcute. Ioan ne spune, da, prin Logos, prin Iisus. Ioan 1:1-4 ne spune, la început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute. Ce ne spune Geneza 1? Că Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Spune, toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic vine și mai accentuează, dar nimic, dar nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu care a ieșit și a creat și a generat ceea ce vedem astăzi nu a fost făcut, nu a fost fără Iisus Hristos. Ioan 1:14 spune și cuvântul s-a făcut trup la un moment dat și a locuit printre noi, acela care a pus stelele pe cer, care a pus planetele, care a pus galaxiile, care a făcut tot ceea ce vedem și ne minunăm astăzi uitându-ne spre cer. Ce spune Ioan este că Dumnezeu a creat totul prin intermediul cuvântului, care nu este altul, deci, decât Iisus Hristos. E greu de înțeles asta. Dumnezeu a zis și Iisus Hristos a făcut. E greu de lucrul acesta, dar avem un mic indiciu care aș vrea să vedem. În discursul lui Iisus după vindecarea slăbănogului de la Betesda, Ioan ne dă o idee despre cum au conlucrat Tatăl și Fiul în creație. Putem deduce lucrul acesta prin modul în care lucrează ei împreună întotdeauna. Și uitați-vă ce spune în Ioan 5:19. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. Cum? E Dumnezeu. Dar spune, Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Oare fac de două ori? E întrebarea? Tatăl face. Ar trebui să fie complet. Ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit. Dacă Tatăl face, ar trebui să fie suficient. Dar spune, tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Fiul face ceea ce vede pe Tatăl făcând, face exact același lucru. Asta ne arată cum cuvântul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a generat, a creat tot ceea ce există. Dumnezeu face și Hristos face prin cuvântul lui Dumnezeu, adică prin Iisus Hristos, Dumnezeu a creat totul. Cuvântul din Geneza 1 sau Logosul, așa cum îl numește Ioan pe înțelesul grecilor de atunci, cuvântul era Iisus Hristos. Apostolul Pavel confirmă lucrul acesta foarte frumos în Coloseni capitolul 1 de la versetul 15 în jos. El spune, El, adică Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut toată ziua
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. Sunt în ceruri și pe pământ cele văzute și nu doar cele văzute, și cele nevăzute, care habar n-avem la momentul ăsta că există, cunoaștem până la nivelul de galaxii și cam atât. Și toate acele lucruri pe care le vom vedea odată și ne vom minuna, spune, prin El au fost făcute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin El. Pavel ne spune același lucru ca și Ioan, prin El au fost făcute toate lucrurile, adică prin Hristos, dar adaugă ceva extrem de important când ne uităm. Adaugă o nouă dimensiune și spune, toate se țin prin El. Toate se țin prin El. Nu doar a creat, dar susține creația Lui. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu susține creația Lui, pas cu pas, până la finalul istoriei. Vedem aici în creație implicate toate cele trei persoane ale Dumnezeirii, revelate în cuvântul lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, preexistente creației, coparticipante în creație și continuând să susțină creația. Ceea ce aș vrea să mai adaug, referitor la ce spunea Pavel, toate se țin prin El, este faptul că prin acest cuvânt al lui, Pavel oarecum anulează concepția deistă despre Dumnezeu. Este o concepție potrivit deistă, potrivit căreia Dumnezeu a creat și a lăsat ca lucrurile să evolueze în voia sorții și Dumnezeu nu mai există în universul acesta. El a creat și a lăsat lucrurile să meargă după bunul plac. Dumnezeu nu doar a creat, ci susține universul și toată viața. Toate se țin prin El, prin Iisus Hristos. Un alt lucru pe care ne-l spune explicit de Geneza 1 și nu este nou, evident, Dumnezeu a creat tot ceea ce există. Primul verset al Bibliei ne spune că Dumnezeu a creat totul. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Desigur, prima întrebare care se ridică pe buzele noastre, cel puțin eu mi-am pus-o imediat ce am citit asta la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, a fost de ce? De ce a creat Dumnezeu universul și omul? Cu siguranță Dumnezeu își era suficient lui însuși. Dumnezeu era o părtășie, Dumnezeu avea un univers al lui în care nu avea absolut nicio nevoie. Totuși Dumnezeu a creat. Poate cea mai puternică afirmație a Scripturii în acest sens este cea făcută de Pavel în finalul capitolului 11 din Cartea Romani, din care am citat un verset mai devreme. Romani 11 cu 33 în jos spune Pavel, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui, chiar și atunci și acum. Și în adevăr, spune Pavel, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui, cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Pavel afirmă aici și răspunde la întrebarea de ce a creat Dumnezeu. Spune Pavel, pentru El. Pentru El Dumnezeu a creat totul și aș vrea să remarc din nou, nu pentru noi. Dumnezeu nu a creat universul acesta pentru noi, Dumnezeu l-a creat pentru El. Acest mod corect de a privi lucrurile îl lasă pe Dumnezeu acolo unde este, de fapt, El. Nu schimbă mintea noastră să creeze o altă imagine despre Dumnezeu și ne pune pe noi în poziția corectă față de Dumnezeu. Dumnezeu a creat tot pentru El. Spune în Efeseni 1:5-6, spune, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spune, după buna plăcere a voii sale, de ce? Spre lauda slavei Harului Său. De-aia ne-a mântuit Hristos, spune, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui, adică pentru El, ne spune aici. Această înțelegere ar trebui să pună lucrurile în ordine, în viața noastră. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 10:31 legat de lucrul acesta și e de neînțeles în alt context. Acest verset spune, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, doar pentru noi facem, nu?
să faceți totul pentru slavă lui Dumnezeu. Dacă înțelegi că Dumnezeu a creat totul pentru El, pentru slava Lui, desigur, atunci când ești în planul Lui, ești binecuvântat și ești împlinit, pentru că așa te-a creat Dumnezeu, să ai un loc în planul Lui. Dar atunci când înțelegi că totul este pentru tine, vei face din Dumnezeu altceva decât este El. Din El, prin El, pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Ce putem spune? Amin? Dacă am fost creați după slavă pentru slava Lui, cum se relaționează voința și planurile noastre la planul lui Dumnezeu pe care îl vedem început în Geneza? Din nou, un lucru care se impune să fie spus și n-aș vrea să trecem peste el, legat de creația lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu a creat totul, este că creația a fost bună, nu a avut cusururi pe care Dumnezeu avea să le repare mai târziu. În Geneza 1:10 spune, și în voi sări la câteva versete, Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1:21, Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Creația era bună, spune aici. Dumnezeu constată că lucrurile create prin cuvântul Lui sunt bune, adică întocmai cu intențiile Lui, cu ce a intenționat El când a rostit, să fie. Și așa a fost, spune. Este ca un control de calitatea lui Dumnezeu, cum a ieșit creația, dacă putem spune. Da. După crearea omului, expresia este dusă la superlativ absolut. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau, acum știm, foarte bune, așa-i? Adică erau complete. Până atunci lucrurile erau bune, dar nu erau complete. Acum Dumnezeu spune, acum întregul este gata, sunt foarte bune lucrurile. Creația a fost lucrarea lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem, și a fost perfectă. Nimic din ce face Dumnezeu nu are vreun cusur. Nu putem bănui că a avut vreun cusur creația. Iacov în capitolul 1, versetul 17 spune, orice mi se dă bun și orice dar desăvârșit vine de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nu se poate să întâmple ceva în Dumnezeire și să greșească cumva Dumnezeu. Spune, tot ce face Dumnezeu este perfect. Desigur, rămân aici multe întrebări legate de perfecțiunea creației, dar o să mai revenim la această idee. Haideți să vedem un alt lucru important pe care ni-l spune Geneza. Omul a fost creat de Dumnezeu. Și mai mult, ne spune Geneza că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și mai mult, ne spune Geneza că a fost creat parte bărbătească și parte femeiască, ne spune că i-a făcut Dumnezeu. Adică cele două părți sunt componente ale întregului. Spune Dumnezeu, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască omului. Încercările de discreditare a familiei instituite de Dumnezeu între un bărbat și o femeie lovesc în însuși actul creației făcut de Dumnezeu. Lovesc în Dumnezeu și nu vor avea izbândă niciodată. Unii vor spune aici, bun, bun, dar cei care nu se căsătoresc nu sunt întregi, dacă omul a fost creat o parte și încă o parte și împreună să devină una, dacă Dumnezeu a făcut aceste două părți. În 1 Corinteni 11:11-12, Pavel spune, totuși în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, cum în Domnul. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Desigur, nu-i momentul să detaliem asta aici, dar în Hristos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și poate vom putea cândva discuta și pe tema asta, în Hristos, atât bărbatul cât și femeia sunt întregi, fie că se căsătoresc, fie că nu. În Efeseni, capitolul 3, spune că el este plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți, mai mult decât ar putea un soț sau o soție să îndeplinească în viața noastră, poate să îndeplinească Hristos. Totuși, Dumnezeu ne-a creat să funcționăm așa.
Un alt lucru, o observație majoră pe care o putem face aici la faptul că Dumnezeu l-a creat pe om, este că în crearea omului vedem un Dumnezeu personal. Aici îl vedem pe Dumnezeu în toată măreția Lui, în toată splendoarea Lui, coborându-se în mod personal lângă om, în crearea omului. Spune în Geneza 2:17, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. Nu a rostit să fie om după chipul meu. Nu, nu a făcut așa Dumnezeu. Spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui l-a făcut Dumnezeu. Apoi spune că i-a suflat în nări suflare, din suflarea lui, un Dumnezeu personal care se coboară la om, îi suflă în nări suflarea lui și apoi spune că se cobora în răcoarea zilei să stea de vorbă cu omul până într-o dimineață când nu l-a găsit acolo, grădină. Apoi când creează femeia, să nu lăsăm cealaltă parte și să nu vorbim despre ea, atunci când creează Dumnezeu femeia, la fel ne arată că ea este tot lucrarea mâinii lui Dumnezeu, capodopera lui Dumnezeu, dacă vreți. Uitați-vă cum spune, cât de frumos spune în Geneza. Când peste om și omul a adormit, Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Putea Dumnezeu să spună să fie femeie. Și așa a fost, probabil că se întâmpla. Dar Dumnezeu spune, a luat o coastă și apoi a închis carnea la loc. S-a dus cu coasta asta undeva, spune, din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a venit înapoi și a dus-o la om. Textul ne sugerează o lucrare făcută undeva, ca în atelierele lui Dumnezeu, dacă vreți. Iar apoi a dus-o la om, nu trimis-o la om, nu spune a făcut-o și a trimis-o la om. Implicarea personală a unui Dumnezeu care se coboară la om în cel mai intim mod posibil. Apoi o duce, spune, și o pune lângă Adam. Și știți ce zice Adam? Iată, în sfârșit. Și sunt convins că nu spune asta pentru că se gândea la spălatul hainelor, nu? Nu aveau așa ceva la momentul ăla. Iată, în sfârșit, spune Adam. Și Dumnezeu spune, toate lucrurile sunt foarte bune acum. Voi încheia mesajul de astăzi, desigur, lăsând multele detalii ale textului pentru discuțiile în grupe pe care le vom avea în săptămâna aceasta. Voi încheia cu ceva ce ne privește în mod direct pe noi, oamenii postmoderni ai secolului 21, ca să ne simțim bine. Am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui și de asemenea pentru slava Lui, așa ne-a spus Geneza 1. Geneza 1 ne spune că toate erau bune la creație, iar după facerea omului, așa cum am văzut, ne spune că toate erau foarte bune, erau perfecte. Însă ceea ce s-a întâmplat după creație, și o să vedem în întâlnirile viitoare, ne arată că cel puțin parțial omul a pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ceea ce vedem astăzi în noi, dacă ne uităm în noi personal și în jurul nostru, ne arată un om alienat de Dumnezeu, un om capabil de violență, de războaie, de terorism, de autodistrugere, de tot ce vedem în fiecare zi la știri. Perfecțiunea creației lui Dumnezeu, asta nu schimbă cu nimic ceea ce am spus, Dumnezeu a creat totul perfect, Dumnezeu a spus, sunt foarte bune. Perfecțiunea creației lui Dumnezeu implică însă întreg planul lui Dumnezeu de creare a unor ființe cu care să aibă părtășie veșnică, adică omul. Această perfecțiune a creației implică tot planul lui Dumnezeu. De aceea a putut să spună Dumnezeu că toate erau foarte bune. Nimic nu putea împiedica ajungerea omului la scopul pentru care l-a creat Dumnezeu. Nici măcar înșelarea lui de către diavol în Eden nu putea împiedica ca omul să ajungă la ceea ce Dumnezeu și-a dorit, să aibă o părtășie veșnică cu El. Pentru că, știți de ce? Pentru că soluția lui Dumnezeu era deja pregătită dinainte de întemeierea lumii. De aceea Dumnezeu a putut să spună, toate lucrurile sunt perfecte. Chiar dacă omul va cădea în Eden, soluția este pregătită și omul va putea avea părtășie veșnică cu mine. De aceea Dumnezeu spune în Geneza 1, toate erau foarte bune. Dumnezeu nu privea doar spre
acea sferă mică care era undeva la milioane de ani lumină, dacă putem spune, ci Dumnezeu privea la toată creația Lui și a spus: toate sunt foarte bune. Apostolul Pavel ne vorbește în epistola lui către Coloseni, și am mai citit astăzi de aici, dar o să citesc mai mult un pic acum, despre Hristos prin care au fost create, ținute în ființă și restaurate toate lucrurile, adaugă Pavel aici, dacă mai dezvăluindu-ne un plan complet al lui Dumnezeu, care nu se oprea la poarta Edenului, pentru că Dumnezeu căuta acolo o soluție de avarie. Nu, nu. Pavel ne descrie un plan complet al lui Dumnezeu, care privea toată istoria mântuirii noastre. În Coloseni 1:15-20, o să citim, aș vrea să fim foarte atenți. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el, chiar dacă omul a păcătuit, chiar dacă șarpele l-a păcălit în Eden. Spune, toate se țin prin el, nu le-a scăpat Dumnezeu de sub control niciodată. El este capul trupului, al bisericii, el este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Și uitați-vă ce spune aici, căci Dumnezeu a vrut. Dumnezeu a vrut ceva și gândiți-vă când a vrut Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine, prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Faptul că omul a căzut în păcat nu este un cusur al creației. Ceea ce a spus Dumnezeu era perfect, adevărat, toate sunt foarte bune, toate sunt perfecte. Actul răscumpărării face parte tot din lucrarea lui Dumnezeu. Nu a fost un plan de rezervă al lui Dumnezeu. Spune aici în Coloseni că Dumnezeu a vrut, înainte de veșnicii, înainte de a cădea omul, înainte de a se întâmpla orice, Dumnezeu a vrut să împace totul cu el prin cruce. Crucea era pregătită, nu a fost nevoit sau silit de împrejurări, deoarece omul i-a stricat socotelile. Toate erau foarte bune. Atunci când Dumnezeu spune că toate erau foarte bune, avea în vedere întreg planul său, inclusiv pe Hristos. Nu puteam fi creați foarte buni. Dumnezeu nu putea spune sunt foarte bune fără capacitatea de a alege și implicit de a alege să păcătuim. Nu puteam fi foarte buni altfel. Perfecțiunea creației lui Dumnezeu nu ține de unde am dus noi oamenii lucrurile, ci de ceea ce a făcut Dumnezeu, de ceea ce a pregătit Dumnezeu din veșnicii. Spune Efeseni 1:4-5, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, înainte să fi fost Adam și Edenul și tot ce vreți. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Planul Lui n-a avut nimic de a face cu un accident din creație. Nu, nu, n-a fost niciun accident din creație. Planul Lui Dumnezeu a mers înainte și a fost pregătit înainte de întemerea lumii. Spune, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna cere a voii sale. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, nu după cădere ne-a ales Dumnezeu să ne salveze, ca să fim adoptați în familia Lui. Și nu a fost surprins când Adam a căzut în păcat. Soluția era deja pregătită dinainte de întemeierea lumii. Care este condiția? Pentru că, așa cum am spus, nu vedem astăzi în noi lucrul acesta, dar trebuie să privim planul lui Dumnezeu în ansamblu. Trebuie să-l privim în ansamblu. Care este condiția restaurării chipului lui Dumnezeu în noi? Ioan capitolul 1, versetele 12 și 13 ne spune foarte simplu și foarte clar: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Cum a făcut Dumnezeu asta? Ne spune și cuvântul, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Întrupându-se între noi și continuând actul creației început în Eden, remodelând chipul lui Dumnezeu în noi, prin nașterea din nou pe care continuă să o facă și astăzi, prin Duhul Său, în toți aceia care, așa cum spune Ioan, îl primesc.
dar tuturor celor ce l-au primit. Și explică Ioan ce înseamnă a-l primi, nu lasă așa, l-am primit pe Hristos, spun unii, l-am primit pe Hristos. Ioan explică și spune, adică tuturor ce l-au primit, adică celor ce cred, adică se încred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Ce vom face noi? Putem pleca astăzi de aici cu câteva informații noi sau reamintite din Cartea Genezei, sau putem redobândi fiecare din cei care suntem astăzi aici chipul lui Dumnezeu pe care El l-a intenționat pentru noi încă din veșnicii. Diferența este una singură, să-L primim, adică să credem.